Cireșul crește și rădește bine în zonele cu temperatură medie anuală cuprinsă între 9 și 10,5 grade. Temperaturile optime ale speciei se situează între 18 și 28 de grade, iar cele absolut minime sunt de 6 grade, maximele fiind de 40 de grade. În afara intervalului temperaturilor absolute, creșterea încetează. Necesarul de ore de frig cu temperaturi situate între 0 și 7 grade este de 600 până la 1100 de ore. Suportă greu căldurile înăboșitoare din vară, mai ales atunci când acestea sunt însoțite și de insuficiența apei în sol. De aceea fiind nevoie de irigații. Față de ger se comportă mai bine decât piersicul și caisul, dar mai slab decât vișinul, prunul, mărul și părul, temperatura critică fiind de minus 27 de grade. Mugului florali pierd iarna în număr foarte mare la temperaturi mai mici de minus 24 de grade uneori chiar și la minus 20 de grade Florile încă nedeschise în fața de buton alb rezistă până la minus 2,8 grade iar la temperatura de minus 4,4 grade 90% din butoni sunt afectați Când sunt complet deschise florile rezistă numai până la temperatura de 2,2 grade la temperatura de minus 3,9 grade, 90% din flori sunt afectate. Față de apă, cireșul are cerințe moderate, convenindu-i zone cu precipitații medii anuale cuprinse între 600 și 800 de mm, dar distribuite proporțional cu evapotranspirația potențială. Cireșul se numără printre speciile pomicole cele mai iubitoare de lumină, preferând pantele versanților, cele mai însorite. Cerințele cireșului față de sol sunt mari. Preferă solurile mijlocii și ușoare, pe armeabile, potrivit de umede, care se încălzesc ușor cu un conținut de calciu de maxim 6%. Cele mai favorabile terenuri sunt cele cu o reacție slab acidă spre neutră, cu un pH și soat între 5,8 și 7,4. Pânza freatică trebuie să fie sub 1,5 până la 2 metri de la suprafață. În solurile argiloase, greu lucrabile și reci, cireșul vegetează slab, suferă de ger și trăiește puțin. Are o toleranță redusă față de conținutul de săru din sol. Se numără printre speciile cele mai sensibile la astrisia radiculară. Nu suportă apa stagnată chiar și pe perioade scurte. Pe terenurile cu exces de umiditate, cireșul pierde înaintea altor specii. Dacă v-a plăcut acest material informativ, urmăriți în continuare și următoarele episoade. Până data viitoare, vă urez multă sănătate și aveți grijă de voi!